Iulica. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine venit! Cam asta se întâmplă pe internet în fiecare minut, în condițiile în care acum, din câte ați văzut și voi, mai bine de 95% din populația planetei este utilizator de social media. Din aproape 5 miliarde, asta înseamnă vreo 4 miliarde 600 cu aproximație. Deci la nivelul acesta am ajuns în condițiile în care noi am parcurs niște ani destui de grei, în care lucrurile poate au stagnat în alte domenii, dar în ceea ce privește internetul am evoluat din punct de vedere al consumului de internet și al activității pe care le avem acolo. Și iată, o să dau doar câteva exemple din acest grafic. Avem 167 de milioane de videouri urmărite pe TikTok în fiecare minut al zilei, iar asta se întâmpla în 2021, la fel, 12 milioane de SMS-uri trimise atunci, 5,7 milioane de căutări pe Google, 65.000 de postări pe Instagram și 575.000 de postări pe Twitter. Asta în condițiile în care Twitter, știm foarte bine, are mult mai mulți utilizatori activi la nivel global. România nu este neapărat piața lor, dar iată că au foarte mulți utilizatori extrem de activi și vedem puțin cum s-a schimbat situația și în 2022. Aici deja vorbim despre Tinder, pentru că a început să fie mult mai folosit. Tinder este o aplicație de dating și iată că avem 1,1 milioane de accesări pe Tinder la fiecare minut, 16 milioane de SMS-uri trimise, nu este o diferență chiar atât de mare față de 2021 și 5,9 milioane de căutări pe Google. La fel, nu este o diferență chiar atât de mare și 66.000 de postări pe Instagram în fiecare minut, iar 347.000 de postări pe Twitter. Iată, deci cumva a scăzut numărul postărilor pe Twitter la nivel global, poate și pentru că au început să fie mai folosite alte rețele de sociale, cum ar fi Instagram sau TikTok. Și acum vreau să facem o comparație între 2013 și 2022. Pentru că deja am intrat în ultimele trei luni ale acestui an, mă rog, sau intrăm în curând în ultimele trei luni ale acestui an și putem să vedem cum s-au schimbat lucrurile în aproape 10 ani. Ce se întâmpla pe social media în 2013 și ce se întâmplă și ce s-a întâmplat acum în 2022. Drept urmare, atunci când vorbim de căutări pe Google, au fost aproape 2 milioane de căutări pe Google la fiecare 60 de secunde în 2013, iar în 2022 sunt 5 milioane de căutări în fiecare minut. La fel se întâmplă și cu conținutul video care este încărcat pe YouTube. Aici vorbim de 48 de ore în 2013 și 500 de ore încărcate anul acesta în fiecare minut pe YouTube. Și pe Instagram vedem că lucrurile au prins o cu totul altă dimensiune. În 2013 erau încărcate 3600 de imagini și acum vorbim de 66.000 de fotografii sau chiar și videouri care sunt încărcate în fiecare minut pe această platformă. Ce-i drept, în ultimii 9 ani a și crescut foarte mult numărul utilizatorilor și nu doar la nivel global, chiar și aici în România. Iar atunci când vine vorba de postări pe Twitter, iată diferența în 2013-2022 și putem să vedem și postările de pe Facebook. La fel, în 2013, 684.000 de postări, iar acum vorbim de 1,7 milioane de postări pe Facebook făcute în fiecare minut în 2022 și e-mail-urile trimise. Aici vedem că până și în 2013 eram ceva mai active atunci când venea vorba de trimis e-mail-uri, pentru că diferența nu este foarte mare în comparație cu celelalte statistici. Astăzi am prezentat niște statistici prezentate de domo.com. Ei fac în fiecare an această prezentare. Este un studiu, Data Never Sleeps. Aveți și voi acces la el, este gratuit, îl găsiți pe domo.com și chiar găsiți mai multe informații utile acolo. Ne vedem însă și la ora 10.